un bărbat de 59 de ani care a suferit un accident la vânătoare, fiind împușcat, din câte am înțeles, din greșeală, în picioare, deci avea o plagă împușcată la ambele gambe, cu hemoragie destul de importantă, încât a fost nevoie să se pună garouri la ambele gambe. După acordarea primului ajutor, sigur, la nivelul spitalului militar și preluarea de către echipajul nostru, a fost transferat la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei pentru serviciul de chirurgie și chirurgie vasculară pentru repararea leziunilor produse prin împușcare. Rănile au fost destul de grave. Sigur, dacă nu s-ar fi pus aceste garouri, puteau să survină o hemoragie importantă, chiar fatală. Dar la fața locului s-au luat primele măsuri, în așa fel încât viața în final nu i-a fost pusă în pericol. Sigur, leziunile vasculare fiind importante și având nevoie de tratament de specialitate. Din primele cercetări a reieșit faptul că bărbatului în vârstă de 44 de ani i s-a descărcat accidental arma în timp ce participa la o partidă de vânătoare autorizată. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.